are nicio putere. Câtă vreme țin stăpânire, firea pământească nu poate să stăpânească peste tine, că în tine e o putere. E o putere și o țin acolo așa, moartă, și nu-i dai voie. Căci voi ați murit și sunteți izbăviți de păcat. Slăviți să fiți Domnul. Domnul Iisus Hristos te-a izbăvit de păcat. Domnul Iisus Hristos te-a salvat. În Efeseni capitolul 7, versetul 2, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care te-ați odinioară după mersul lumea acestuia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului răutății care lucrează acum în fiecare ascultării. Dar Domnul Iisus Hristos, în momentul în care te-ai întors la El, El te-a adus la viață și în tine locuiește viața lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Cum dorește un cer, izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Iubiții mei, eu știu că Dumnezeu are un plan, chiar cu familia voastră, chiar cu familia mea. Nu degeaba ne-am întors la Dumnezeu. Să știi că Hristos nu te-a chemat doar pentru tine. Nu te-a chemat doar să stai pe bancă și să fii un ascultător. Te-a chemat să predici pe Hristos. Te-a chemat să predici pe Dumnezeu. Și să faci un lucru. Eu vreau să stau la dispoziția ta. Doamne, dar te întreb, mai ai ceva de lucrat cu mine? Eremia, am un plan de făcut cu viața ta. Vreau să te trimit într-o lucrare. Poate aici, în casa aceasta, în lucrarea aceasta, este preunul Eremia. Și Biblia spune, caut un om în care să-mi găsesc toată plăcerea în el. Dar el era un om care nu s-a întinat. Omul acesta era un om plin de putere. Și a zis, împărate, noi vom sta în picioare și nu ne vom închina înaintea chipului tău de aur. Chiar dacă alții se vor închina, noi rămânem vertical lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Tu poți să rămâi vertical. Tu poți să rămâi puternic. Dacă te supui lui Dumnezeu, dacă asculti de Dumnezeu, tu poți să rămâi totdeauna în picioare. Pentru că Biblia spune, cine stă în picioare, se ia bine seama să nu cadă, slăvit să fie Domnul Iisus. Și acest om al lui Dumnezeu a început să zică, oameni buni, știți care e treaba? În mine locuiește o putere. Daniel, în capitolul 1 din Daniel, cu versetul 9, dacă nu mă înșel, s-a hotărât să nu se spurce. Dacă și tu te hotărăști să nu te spurci, cu lucrurile pământești, cu lucrurile mortale, cu clevetia, cu mânia, cu răutarea, cu desprânarea, ești un om puternic în Hristos. Hotărăște-te ca să nu te spurci niciodată. Sunt oameni care altă dată au luat-o bine cu pocăința și a sfârșit-o rău. Sunt oameni care încep cu Dumnezeu și o sfârșește cu firea pământească. Biblia ne spune, pocăința este în fiecare zi o relație cu Dumnezeu. Eu m-am pocăit ca să fiu mântuit, slăvit să fie Domnul. Eu m-am lăsat de faptele mele pământești și cred că și tu, slăvit să fie Domnul. Și în tine este puterea lui Dumnezeu. Dați-vă toată silința. David i-a spus Domnul Iisus Hristos un singur lucru, Dumnezeu. Când vei auzi bujitul pașilor mei în vârful guzilor, să știi că acolo eu sunt, slăvit să fie Domnul. Dacă Duhul Sfânt e în tine și în mine, tu trebuie să ai călăuzirea lui Dumnezeu peste tine, dragul meu. Tu trebuie ca să înțelegi că fără El și despărțiți de El nu poți să faci nimic. În Isaia, capitolul 30, versetul 1, Domnul, care iau hotărâri care nu vin din Duhul meu. Aș vrea ca hotărârea mea, ca viața mea, înainte să încep o lucrare, să întreb pe Domnul, Doamne, ce zici de lucrarea aceasta? Vreau să vă vorbesc de un lucru. Ahab se încuscrește cu un om care se chema Iosafat.
Adică după ce îmi fac de cap, după ce mă încăpățânesc, după ce ne ascult de Dumnezeu, după ce păcătuiesc, după ce mint, după ce vorbesc, după ce fac toate lucrurile, Doamne, Tu ce zici? Doamne, ești de acord? Într-adevăr, Dumnezeu s-a mâniat pe El ce a spus. Dacă nu-L aveam totuși pe Iosafat în vedere, pe tine te nimiceam de mult. Totuși să mai găsește ceva bun în tine, slăvit să fie Domnul. Așa cum am vorbit din cuvântul lui Dumnezeu, în tine este o putere. Să găsește ceva bun în tine. Frații mei, în voi să găsește ceva. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit. Ce să găsește în tine? Biruința. Vă scriu părinților, fiindcă sunteți iertați. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate. Lăudați să fie Domnul Iisus Hristos. Dacă vrei să fii un om puternic, trebuie să fii supus lui Dumnezeu. Frații mei, mult nu mai este și vine Domnul. Miezul nopții ceas de groază, pentru egipteni urgie, pentru Israel salvare, izbăvire din robie. Vreau ca stânceștul acesta, vreau ca lucrarea din stâncești să propășească. Biserica să bucura de pace, cu ajutorul Duhului Sfânt să mulțească. Astăzi vine unul, mâine vine altul, păi mâine vine altul, 10-15, la predica lui Petru, 3.000 de suflete s-au întors. Doamne, noi nu vrem 3.000, dar vrem satul Stâncești să-l câștigi pentru tine, slăvit să fie Domnul. Vrem ca Stânceștiul acesta, această predică, aceste cuvinte care vor auzi cineva, să se întoarcă la Dumnezeu. Pentru că fără El nu putem să facem nimic. Doamne, fă-ne niște oameni plini de Tine, Doamne. Niște oameni plini de iubirea Ta, plini de dragostea Ta. În 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 13, spune: acum rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Dragostea lui Dumnezeu. În Ioan, capitolul 14, versetul 15, ne spune: nu este mai mare dragostea de frați decât să-și dea cineva viața pentru prietenul său. Ești gata să-ți dai viața? Dacă Domnul Iisus Hristos e în tine, îți dai viața pentru prietenul tău. Dacă îi dorești mântuirea, te jertfești. Dacă vrei ca satul acesta să se pocăiască, trebuie să ne jertfim, dragii mei. Cum? Să-mi dau silința să predic pe Hristos. Să-mi dau silința să fiu lumină. Să-mi dau silința să ascult de Dumnezeu. Să-mi dau silința ca oamenii să vadă în mine o putere. Amin să fie Domnul Iisus. Și această putere, v-am spus mai la început de unde e, de sus. Vreau ca să vă spun o poezie. Veniți creștini de pentru tinde, din Răsărit și din Apus. Golgota. Căci adevărat este unul comun, este și Hristos. De ce noi despărțit încete să ne luptăm fără folos? Căci vine în curând stăpânul să-și cerceteze al său popor. Fiți gata să ieșiți înainte cântându-i slava toți în cor. Aș vrea ca atunci când va veni Domnul Iisus să plecăm toți de aici, să ridicăm spre cer mâini curate și să zicem, cum spune Apocalipsa: vino, Doamne Iisuse! Vino, Mântuitorul scump sufletului nostru, că ne-am săturat pe acest pământ. Și Biblia spune: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Vă spun la fiecare din locul acesta, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Domnul Iisus Hristos lucrează în unitate. Domnul Iisus Hristos lucrează în dragoste. În momentul în care tu ești plin de putere și de dragoste, oamenii vine la lumină, la dragoste, la iubire și spune așa: ai văzut pe pocăita? Ai văzut pe pocăitul? Vreau să-l urmez. Spunea un om al lui Dumnezeu, Vladimir Pustan: vino după mine. Domnul Iisus Hristos a zis la fel: veniți după mine.
lângă. Dacă Dumnezeu te-a salvat pe tine din iad, obligația noastră ca credincioși este să-i salvăm și noi pe alții. Amin. Obligația ta pe pământ este să-i spatem și pe alții, zice Biblia, smulgându-i din foc, ca nu cumva să moară acolo. Ca nu cumva să ajungă și ei aici. Iubiții mei, toată viața o bucurie, toată viața o strălucire pe bogatul acesta. Toată viața avea toate puterea pe pământul acela. Și deodată acest bogat îl vezi în iad. Și deodată îl vezi în iad și săracul Lazar, omul lui Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt, plin de credință, plin de har și de îndurare. A zis, s-a dus în sânul tatălui său și acolo în fericire străzi și strălucire. Acolo fecioarele aveau un de lemn, 5 înțelepte și 5 necrizuite. Și atunci ați venit la mine să moșteniți împărăția lui Dumnezeu, spune în Matei. Iar Matei 25:13, becați, pentru că nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Iubiții mei, Domnul Iisus să vă binecuvinteze și să ne ajute Dumnezeu să ținem tare de viața lui Hristos. Să ne ținem tare de poala harului lui, de îndurarea lui. Și atunci când va veni Domnul, să poți să fii și tu mântuit. Domnul să vă binecuvinteze și El să ne însoțească.